Mădălin Mariș. Din episoadele anterioare. I-a pierit și zâmbetul și tu pe om. Cel mai periculos membru al familiei Mariș nu îi va mai sta în cale lui Victor. Adio. Dar mafiotul se va bucura de asta în spatele gratiilor. Victor Stoian, predă-te sau trag. Știi, m-am găsit de altcineva și nu putea să continui să vin mai mult. Ștefan a crezut că va putea fi un soț model, dar a cedat iubirii pentru o altă femeie. Tânărul nu-i mai poate ține ascuns Andei secretul care la pasă. Ce face iubirea mea? Zilele de glorie ale mamironilor au trecut. Puși pe răfuială, Iani și Tauru n-au reușit deloc să-l impresioneze pe Sorin. Iani, hai chiar trași de timp și n-am tine. Hai mă, măcar un cataroi să-i dau lui ăsta o bordură în cap? Nimic? Ha. Un briceac? Edi, ai grijă de ăștia pe aici. Băine, în studio. Radu continuă campania electorală. Tânărul va intra în casele alegătorilor prin intermediul televiziunii. Mă fac președinte! Asta mă fac! Nu mă mai fac primar, mă fac președinte! Pentru crima asta îngrozitoare care ai comis-o, cum să te bag în pușcărie pentru tot restul vieții tale. Valeria și Victor s-au întâlnit din nou, de această dată în fața corpului neînsuflețit al băiatului lor. Condoleanțe, Valeria! Ai primit ce meritai! Rămâi alături de noi! Începe un nou episod plin de tensiune din Iubiri Secrete! Sufletul lui Ștefan se dă o luptă între iubire și datorie. Anda trebuie să afle că nu ea este aleasa inimii lui. Anda, am să trec de la subiect. Iubiți-mi odată că mă îngrijorez. Vezi tu, eu în ultima vreme... Tu în ultima vreme? Hai, iubi, nu mai fi așa timid, spune! M-ai făcut foarte curioasă. Vezi tu, lucrurile au decurs altfel. Și? Iubi, gata, hai, uite-te la mine. Fii curajos și spune-mi odată ce vrei să-mi spui, nu? Da, am să spun. Zi! Fetița, tu nu știi să bați la ușă? Mă scuzi. Nu știu că deranjez. Nu am auzit bine. Tu vorbești cu mine la pertu? Tu vorbești cu mine cu dumneavoastră, ai înțeles? Bine, mă scuzați, n-am vrut să vă deranjez. Așa că nu suntem de același rang social, să nu uiți asta niciodată, da? Dar mi-ați cerut un pahar cu apă și n-am... O, și mincinoasă! Eu nu ți-am cerut ție niciun pahar cu apă! Anda, eu i-am cerut un pahar cu apă. Am înțeles. Bine, hai! Lasă-l până oftie rece. Bine, chiar n-am vrut să vă deranjez, să știți. Hai! Anda, stai niște, e doar apă. Încerc scuze, n-a fost cu intenție, chiar n-a fost cu intenție. Fata, tu lovești pe unde umbli! Chiar așa să mă lovești? Dar nu v-am lovit, dar e doar puțină apă, chiar îmi pare rău, n-am vrut. Mai și lovi și mai și udați în același timp! Incompetent-o ce ești! O să te dau afară pentru lucrul ăsta! Uite-te și tu, eu, ce mi-a făcut mașină, fii mașină! Și era la început, trebuie să o înțelegi, te rog. Îmi cer mii de scuze, chiar. Și când mă întorc să nu mai fie aici, mă duc până la baie să mă usuc. Dar nici nu face griji pentru apă. Ștefan, am vărsat apa intenționat. Serios? Da, voiam să vorbesc cu tine și nu te bucura. Te rog, Ștefan, nu-i spune Andrei despre noi, te rog din inimă, nu-i spune. O să mă simt ca ultima păcătoasă, ca cea mai mare păcătoasă din lume, te rog, Ștefan. Anda nu e în inima mea. Cu tine te iubesc. Și te iubesc foarte mult. Ștefan, mai spune lucrurile astea. Uite la mine, Ștefan. Îți promit că dacă îi spui Andei ceva, să plec din casa asta și nu să mai vezi niciodată. Anda, gândește-te și tu. Avem o șansă de a fi împreună. Dacă îi spun Andei adevărul, tot va fi ok. Și noi doi vom putea fi fericiți împreună. Tu să ai un copil cu femeia aia. Mă, fata, tu tot aici ești? Nu ți-am zis, mă, să pleci? Hai, mă, ieși odată! Stai! Ia și prostul cu tine, hai! Afară, 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 afară! Tu pe lista asta, n-a plecat! Doamne! Anda, te rog, calmează-te. Nu stă bine așa. Gata, iubi, m-am calmat, dar pur și simplu mi-am ieșit din nervi. Cum o menajeră așa incompetentă să verse apă pe mine? Pentru că tu trebuie să fii foarte supărat, să iei atitudine. E și la început. Ah, ok, ia zi, ce s-a întâmplat, ce vrei să-mi zici? Păi vezi tu... Tata, e plecat de acasă și mă gândeam să pictez. Nu vreau să te supăr. Pe mă, e purajul meu. Tu credeai că eu să mă supăr din atâta lucru?
Doar știi cum sunt eu mai timid. Ai, privirea sus, un pic. Stai liniștit, iubică, nu o să mă supăr pe tine pentru atâta lucru. Plus de asta o să te las să pictez și eu mă duc să fac pregătirile de nuntă, da? Hai, pupici! Durerea unei mame în fața copilului ei trecut în neființă este imposibil de zugrăvit. Valeria este pur și simplu distrusă. Nenorocitule, de ce ai făcut rău copilului meu pe aici? Ca să suferi tu, Valeria, de aia! Tata, oprește-mi pe ăsta! Bun, de ce nu mi-ai făcut mie rău? Rău mie, eu! Dar nu el, de ce el? De ce trebuie? Pentru că tu m-ai băgat în pușcărie, tu m-ai distrus viața, tu! Și vreau să văd cum suferi, de aia! Păi, criminalule, păi tu știi cine era, mătălie? Cine? Fii tu! Nu, mă. Nu era numai fiul meu. Mătălin era. Ce faci, dragul meu? Ți-ai intrat în atribuțiuni? În absența unchiului său, pe umerii lui Sorin apasă responsabilități mari. Acest fapt nu împiedică pe pasiona la polițistă să-i dea târcoale. Să înțeleg că ești pregătit să iei locul? Nu e vorba să iau locul nimănui, fiindcă o să întorc în câteva zile. Vezi tu? Nu o să se întoarcă în câteva zile. Iar o bună perioadă de timp, tu vei fi șeful pe aici. Cred că noi doi trebuie să stabilim niște lucruri. Stabilim și lucrurile, te ascult. Trebuie să știi că eu am venit în această casă cu iubita mea. Cine, brunețica aia, Filfizoana? Te rog frumos, o cheamă Delia și nu e nici Filfizoana. Dragul meu, tu o să ai mare nevoie de mine. Pentru că doar împreună vom putea conduce Imperiul lui Victor. Simona, noi doi nu o să conducem nimic, fiindcă unchiul meu o să întoarcă în câteva zile. Ce nu înțelegi? Credeam că eu cunosc mult mai bine situația asta, iar unchiul tău nu se va întoarce foarte curând. Așa că o bună perioadă tu vei face jocurile pe aici. Iar un bărbat puternic are întotdeauna nevoie de femeie la fel de puternică alături de el. Ce faci, Sorin? Ce faci asta aici? Îi va dezvălui oare Valeria lui Victor adevărul despre băiatul lor? Cine era Valeria, Mădălin? Cine era Mădălin? Mădălin era... Mamă, gata, termină, nu mai are niciun rost acum, termină. Mădălin era lumina ochilor mei, la sufletul meu. Asta e viața. L-ai pierdut? Vezi că s-ar putea să-i pierzi și pe ceilalți. Stoiane, ai grijă cu amenințările de genul ăsta la adresa familiei mele. Ce comune? Îți fuge pământul de sub picioare? Da, ești cam incompetent zilele astea. Pe ăsta nu ai putut să-l salvezi. E adevărat. Viața asta n-am mai putut o salva. Dar o să salvez încă multe altele. Extraordinar. Cum? Uimește-mă. Izolându-te pe tine pentru tot restul vieții. Și măcar de acum înainte, n-ai să mai pot face rău nimănui. Ești convins ce spui? Mai vedem. Ți-am respectat drepturile? Ai văzut cadavrul? Acum, hai, înapoi în carceră. Valeria, la revedere, scumpa mea. Suferință plăcută. Am pierdut cei mai drag. Dar sper să putrezești în pușcărie. Sau ce, să dispar după fața pământului. Femeia din fața ei e mult prea aproape de Sorin, iar asta o alarmează pe Delia. Nu ai de ce să faci nicio grijă, iubita unchiului meu. Bă, eu cred că a trebuit să-ți faci griji. Dragul meu, o să purtăm această discuție mai târziu. Ascultă, fetiță. Stai departe de el, ai înțeles? Iubita, de ce ești complexată? Ești o femeie frumoasă, liniștește-te. Sorin, spune-mi și mie ce căuta asta aici. De ce-ți face atâtea griji? Iubita unchiului meu, ce vei să o dau afară? Păi n-ai văzut că se dădea la tine așa pe față? Cum să nu-mi fac griji? Liniștește-te. Chiar dacă se dădea la mine, crede-mă că eu am ochi doar pentru tine. Și atât. Și frumușel. Și bogat. Sorin Stoian, în curând vei fi al meu. Ce-mi pot dori mai mult? Dumnezeu să-l ierte.
E o nouă zi, dar în familia Mariș e zi de doliu. Cei care l-au cunoscut pe Mădălin au venit să și-a rămas bun de la acesta. Dumnezeu să-l ierte. Dumnezeu să-l ierte. În clipele astea grele, trebuie să avem puterea să ne concentrăm și să ne adunăm și să fim uniți. Trebuie să avem puterea să trecem peste toate. Așa e, bunicule. Ai dreptate. Dacă suntem împreună, o să trecem peste tot. Până la urmă, asta e viața. Trebuie să vină părintele în câteva minute. Mai lăsăm ușa deschisă? Mai lăsăm, Mircea. Mai lăsăm că poate mai vin oameni să-l vadă. Mama, uite-te la mine. Nu avem alte soluții, te rog frumos. Încerc să reziști. Eu zic să puneți toți mâna aici. Hai, puneți toți mâna. Haideți. Știu că am trecut prin momente grele și ăsta e unul din ele, dar o să-l depășim, da? Rezistă, mamă. Condoleanțe sincere. Am venit să-mi iau și eu la revedere de la Mădălin. O să pun asta de viață. Era să știi că data. Pentru Anda e o dimineață obișnuită, lipsită de griji. În schimb, nu același lucru se poate spune despre Delia. Ești cumva obosită din cauza lui Sorinel? Hai, ghi picanteria! Da, sunt obosită un pic, dar nu din cauza lui Sorin. M-am tot gândit azi noapte la cum să aflu lucruri despre trecutul meu și... Da. Privește spre viitor, lasă trecutul! Știu că ai dreptate, știu. Mulțumesc. Da, oricum, eu vreau să-mi închei socotelile cu trecutul mai întâi, ca să pot merge mai departe. Cum vrei tu? Zi-mi cum te simți. Zi-mi ce-ți face bebelușul, cum e. E foarte bine bebelușul meu. Foarte sănătos, dă din piciorușe, da. Mamă, ce tare, cred că ești foarte fericită. Mă bucur tare mult pentru tine. Hai mă, că ție pot să spun. Ce, ai pățit ceva? Promite că nu spui la nimeni, da? Da, măi, ce s-a întâmplat? S-a întâmplat că nu sunt însărcinată. Ce? Nu sunt însărcinată. Păi, și ai mințit? Dar mă, din gură! Doamne, te aude cineva ca mine. Păi, ai mințit pe toată lumea, pe Ștefan? Sunt uimită. Tocmai tu pe mine mă trage la răspundere dacă am mințit sau nu? Cum poți să spui așa ceva? Tu înainte făceai asta cu regularitate. În fiecare zi, cât o minciune, ce ai? Ștefan e genul de bărbat care mă iubește foarte mult, însă nu are curajul ăsta să facă primul pas, știi? Și eu i-am dat lui un mic impuls, atât. Presupun că ai dreptate. Da, am dreptate. Bună dimineața, fetelor! Bună dimineața, Simone, și ce faci? Foarte bine. Voi două v-ați cunoscut? Da, din păcate. Dar de ce din păcate? Din păcate că probabil Delia este ușor geloasă. A simțit puțină concurență în casă și este frică să nu-i leau pe Sorin. Auzi, măi, tu mai tași din gură dacă nu vrei să o pățești, da? Mai vedem, drăguța. Eu plec că nu-mi place atmosfera asta. Pa, pa, pa. Simonici, ce-a fost asta? Tu cu Delia simți un război? Păi ce se întâmplă? S-a întâmplat că mi-l doresc pe Sorin, iar Sorin va fi al meu. Deși regretă sincer dispariția fostului său prieten, Capone este totuși omul lui Sorin. Tu pe poți să ai, mă, nenorocitule, mă. Criminalule, să vii în casa mea, tu și cu Victor mi-ați omorât copilul, mamă. Că tu pe oai! Doamnă, eu n-am avut niciun amestec, înțelegeți? L-am avertizat pe Mădălin de atâtea ori și nu m-a ascultat. Credătorul, ieși afară din casa mea, ieși! Valeria, este dreptul lui creștinesc de a-l vedea, să-și ia adio de la el, te rog. Tată, dar e un criminal. Du-te, băiatule, dar te rog, nu sta mult. Dumnezeu să te odinească, Mădăline. Chiar îmi pare rău. Bună ziua și condoleanțe. Bună. Adrian, tipul ăsta care este mâna dreaptă, Capone, al lui Victor Stoian, a venit să-l vadă pe... Să-l vadă. E dreptul lui creștinesc. Doar au fost tovarăși o vreme. Dar ia spuneți-mi voi, voi sunteți bine? Tată, suntem bine, doar că mama... Îți dai seama, e normal. Trebuie să fiți tari. O să depășim noi și situația asta. Încă o dată, condoleanțe sincere.
și închide ușa, nu mai suport. Du-te și încuie ușa, nu mai e nimeni. Am ajuns mai mama, mai câte și tu cum sunt, Doamne. Mai rezist, mama, nu mai rezist să te știu aici. La Snagov, cele două fete rele își continuă discuția despre bărbații din viața lor. Păi, acum îl vrei pe el. Dar Victor, Madalin, ce se întâmplă cu ei? Păi vezi tu, Madalin n-o să mă mai deranjeze. Iar Victor n-o să fie o lungă perioadă de timp aici pentru că are niște probleme, deci... Ah, ia auzi, dar ce s-a întâmplat cu el? Ce-a pățit? Victor este la închisoare și a predat ștafeta lui Sorin. De Sorin... Va fi noul șef aici? Exact. El va fi noul șef. Și ideea este că Sorin a început să-mi cam placă. Iar din prima secundă în care l-am văzut, am simțit că între noi doi se va naște ceva. Nu cumva tu te-ai îndrăgostit de Sorin? Nu m-am îndrăgostit, este prea mult spus. Dar vezi, îmi place așa puțin de el. Dar mai ales perspectivele lui. Bine pus. Bine, bine, foarte bine spus. Dar totuși... Sorin e cu Delia. Știi asta? Crezi că o să mă împiedic de un ciot? Delia nu e tocmai un ciot. Să știi, când vine vorba de a-și atinge scopul, Delia e capabilă de orice. Tocmai asta este, de fapt, ideea. Pentru că îmi plac provocările. Iar lucrurile acestea mă incită într-un mod mult mai special. Deci o să fie o provocare ca să-l cuceresc pe Sorin. Păi, atunci ce să zic? Se anunță o perioadă foarte interesantă. Iar Anda și Simona vor cuceri familia Stoiană. Auzi, Monico, n-am vrea să mă așteptăm un pic. Nu vreau să fie nimeni suspicios. Stai, mama, liniștit, că nu a aflat nimic. Hai să plecăm, deci că nu mai suport să stăm aici. Te rog eu. Nu este un miracol, ci doar o strălucită înscenare în care fiecare membru al familiei a jucat impecabil. Am viat ce-a făcut! Vorbește mai încet, că ne-am de mult. Gata, am uitat, iartă-mă, mamă, iartă-mă. Madaline? Da? Te rog, câteva zile nu ieși din casă. Nu trebuie să fii văzut. Stați de niște că știu deja chestia asta. Oricum, felicitări. Foarte bine jucat. Totul a ieșit perfect. Totul a ieșit perfect, dar tu nu stai seama cât de groaznic mi-a fost mie să-l știu pe Madaline printre lumânări. Păi mie îmi spuneți, vă dați seama cât de greu mi-a fost și mie să mă abțin să nu râd? Măi, da. Ce situație! Pe mine situația asta mă îngrozește, să știu că am un coșciug în curte și tu râzi! Pe mine mă prăpădești! Mamă, tot sacrificiul ăsta a meritat din plin, te dăm pe cuvânt. Nici nu știi cât de greu mi-a fost. Mamico, oricum, privește partea bună. Acum e momentul să scăpăm pentru dauna de Victor Stoian. Așa este. Madalina are dreptate. Și acum, că l-am făcut pe Victor Stoian să creadă că Madalina e mort, știi ce o să-i fac? Ce? O să-l ameninți că-l închid pentru tot restul vieții și o să încerc să storc de la el alte informații. Nu știu cât de ușor o să-ți fie. Tu știi că omul ăla e diabolic. Eu nu cred că o să poți să-l păcălești așa ușor. Las pe mine, Valeria. Nu mă cunoști. Tată? Hai la televiziune, că întârziem. Aoleu, ai dreptate, gata! Iertați-mă! Mă duc până la televiziune, voi stați aici, faceți-vă de cap, petrecere, de înmormântare, ce vreți voi. Lasă glumea! Nu-i nicio glumă, tată. Eu mă duc acum la televiziune, am o emisiune electorală. Dacă nu mă credeți, dați drumul la televizor la ora 6 și o să mă vedeți acolo, da? Hai, pa! Distracție plăcută! Hai, mă! Baftă! Câtă vreme iubirea lui Ștefan pentru ea rămâne secretă, Ioana își va continua lucrul la Snagov. Dar joaca lor de a face ascunsele cu sentimentele nu poate dura la infinit. Ioana, te rog frumos, adun și mie o brichetă, da? Mulțumesc! Iubi! Ce face e purajul meu?
Uite, desenam și eu puțin, profitând că tata nu e acasă. Ce frumos este, unde e tatăl tău? Pleca cu niște afaceri prin țară, știi cum, călătorește mult. Dar ce afaceri, unde mai exact le face el pe? Habar nu am, nu mă întreba. Știi că nu vorbește cu mine. Am înțeles. Dar de ce mă întreb? Eram și-o curioasă, nu, nimic altceva. Foarte frumos. Mulțumesc, stai să văd dacă merge. Da, merge, mulțumesc. Ioana, stai așa. Da. Te rog frumos, du-te la mine în cameră să-mi faci patul. Poftim? Ai auzit bine, te duci acum la mine în cameră și faci patul. Da, sigur, imediat. Iubii, a început să-ți placă să dai ordine? Oarecum. Oarecum? Recunoaște că e foarte frumos să ai menajeră. Da, e utilă. Hai, vii cu mine să fumez? Știam să mă duc până la baie, am puțină nevoie și o să vin după aia. Am înțeles, te aștept la voi. Du-te acum să faci patul. La mine în cap. Acum, vezi? Toată lumea se comportă gârcuioan. Cu niște fani cunoște gârcuioan, nu? Așa trebuie să fie, da. Deci fă pat, hai, du-te. Fă patul, Ioan. Minunat. Ce cauți aici, Ștefan? Știi, te-am trimis intenționat să faci pat. Ca să putem să stăm câteva momente împreună. Frumoasa mea. În așteptarea tovarășului său de suferință, Iani încearcă să-și ridice moralul cu acorduri de vioară. Poate îi vine vreo idee care să-i salveze din mizerie. Hai să vedem ce avem noi aici! Uite! Una tu, una eu și una pentru mai încolo, adică deci tot eu! Uite-te puțin în jurul tău! În loc să cânt la Scala din Milano, uite-te unde am ajuns să cânt! Într-un subsol părăsit. Asta e viața, băi, Iani. Cum, băi, băiatule, doar atât ai adus de mâncare? O roșie n-ai luat și tu, un castravete, un ardei gras. Ei, nu vezi ce-i apară, că e mare fric. Și roșiile sunt scumpe. Roșiile sunt scumpe? Băi, băiatule, și care e problema? Eu m-am săturat să mănânc conserve de-astea. Băi, ești bășuc de mâncare? Nu, pe bune, m-am săturat să mănânc conserve de-astea. Eu mă duc în frică să avem și să mâncăm și tu mi l-ar și pe jos. Tu în ulei, este foarte bun pentru digestie. Ia și mănânc, ia le tu pe amândouă. Bă, băiatule, dacă mai mănânc conserve de-astea, spar pateul. Băi, băiatule, pate, ai mâncat e azi să mănâncă tocupă de la pește. În seara asta, noi mergem la Ciordeală. Ce Ciordeală, mă, la sucul meu, la ce Ciordeală? Frumos, îmi ia Viorița după mine, pac, pac, eu mă pun cu Viorița lângă mașină. Atali, că eu sunt de la operă. Ai înțeles? Și tu operezi. Iori, tu ești nebun? Vrei să mergem iar la pușcărie, de-abia ne-am eliberat și vrei să mergem iar? Mai bine mergem la muncă, mă, ce-i? Pe mine la 16 ani, când m-au închis la corecție, cu asta m-au luat. M-au arestat băieții cu furt la mașini. Păi nu mai sunt mașinile când erai tu odată la 16 ani. Sunt mașini de-alea pe cartel acum, ne duce direct la pușcărie de 15 ani, l-om. Bă, tot ce-ai făcut de om, se poate desface. Ștefan nu poate renunța la Ioana. A găsit un nou pretext să fie lângă ea. Hai, deci mai făcă-l, bine. Ioana, vreau să-i spun Andrei adevărul, vreau să fim împreună, vreau să te strâng în brațe, vreau să te sărut, să ne privim în ochi. Te iubesc, Ioana. Eu nu te iubesc. Bă, mă iubești din tot sufletul tău, știi prea bine asta. Și chiar dacă te iubesc, o să încerc să te uit. Ai înțeles? O să încerc să te uit. Cum să mă uit? Nu o să mă uiți. Ba da. Noi trebuie să fim împreună. Nu, Ștefan, dacă Anda află de noi doi, eu o să trească să plec din casa asta. Nu să pleci. Te rog, nu încerca să mai aduci în discuție subiectul ăsta. E doar de buzele tale. Ștefan! Ascunde-te undeva. Unde mă ascund? Ce nu știu, vezi tu. Ștefan! Unde mă ascund? Ce fac acum, Ștefan? Nu știu. Ba bine, m-a ascuns sub la... Iubirea, mi-ai văzut mă tu țigările, te le caut disperată peste tot și nu le găsesc. Nu știu, aici nu sunt, habar nu am. Uite-te mă la nesimțită asta, nici măcar patru mă n-a fost în care... Hai să căutăm jos țigările. Bine mă, caut, o, doamne, ce ai? Așa ceva nu se poate.
probele împotriva lui Victor sunt zdrobitoare, însă mafiotul nu și-a pierdut nicio clipă sângele rece. Pentru crima asta, Stoiane, și la ce cazier ai, o să-ți cam petreci toată viața în pușcărie. Comane, nu mă subestima. Știi că sunt un om puternic. Știu. Ai câțiva polițiști la mână, cunoști procurori, judecători, oameni politici. Am multe informații despre tine, Stoiane. Dar pentru o crimă dovedită, nici papa nu te mai scoate din pușcărie. Ce vrei, Comane? Bani? Nu. Vrei bani? Nu. Dar ce vrei? Vreau să-mi povestești despre toate afacerile tale necurate. Iar eu îți promit că îți voi face un raport mai blând, cu șansa unei reduceri substanțiale la pedeapsă. Vrei să-ți povestesc despre afacerile mele? Exact. Foarte. Vreau să știu totul. Mai negociem, Comane. Mai negociem. Marinescule, nu ești în situația să mai negociezi tu cu mine, Stoiane. Mai bine gândește-te la oferta pe care ți-am făcut-o, dacă vrei să mai vezi lumina zilei în viitorii 20 de ani. Comane, nu tu faci jocurile. Eu le fac. Bună, Delia. Bărbatul ăsta care a trecut acum, pentru ce e arestat? E o poveste mai lungă, dar ce te interesează pe tine? Pentru că îl cunosc. Cum? Radu se pregătește să intre în direct. E convins că apariția lui la televizor îi va face pe alegător să pună ștampila în dreptul lui. Da, da, o să cântați, dansați, vă faceți de cap. Voi mă ajutați pe mine și eu vă ajut pe voi. Ia discursul. Puștule, nu te lași. Eu am Bobic. Ce cauți aici? A fost invitat înaintea noastră. A, da? Ne vedem la ură. La urne. Unde, la grădiniță? Te spulber, Bobica. Te spulber. Mușc din tine, Bobica. Mai vedem noi. Mai vedem noi. Hai de drept, că intrăm în emisie. Aoleu. Hai. Sunteți gata? 5, 4, 3, 2, 1. Bună seara, doamnelor și domnilor! Am revenit la buletinul electoral din această seară cu un nou candidat al unei comune apropiate de București. Păi, uite-l pe Radu! Nu pot să cred! Vreți să-i convingeți pe locuitorii din comună să vă voteze? Și ce vreți să faceți pentru comuna dumneavoastră? E rău? Hai, Radule! S-a emoționat. Radu s-a emoționat. Îl cunoști pe Victor Stoian? Adrian a aflat un amănunt interesant, iar conexiunile nu vor întârzia să apară. Da, și oricum, omul ăsta e cel care, atunci când m-a văzut, mi-a spus Cristina. Bine, după aia a zis că, de fapt, m-a confundat, că nu e sigur, dar eu nu l-am crezut. Deci ăsta era motivul pentru care mi-ai sugerat să te caut în arhive sub numele Cristina Dragnea. Da, exact. Și chiar am făcut-o. Și am aflat și niște informații interesante. Ce anume? Păi, Cristina a crescut la orfelinat, a făcut liceul în Galați, după care toate informațiile despre ea au dispărut. Asta s-a întâmplat acum 4 ani când a apărut Delia Dragnea. Păi înseamnă că eu sunt Cristina Dragnea. Da. De ce să-mi fi schimbat numele? Decât dacă, eu știu, poate mi-era frică de ceva sau de cineva. Exact la asta mă gândeam și eu. Dar oricum, Victor Stoian ăsta mă știe de pe vremea când încă îmi spuneam Cristina. Interesant. Și mai e ceva, Delia. Individul acela care te-a împușcat, Vlad Dumitrescu, avea o strânsă colaborare cu Victor Stoian. Păi atunci e clar! Victor l-a pus pe Vlad să mă împuște. N-aș spune asta. Cert este că există o strânsă legătură între tine și Victor Stoian. Și poate tot ei au legătură și cu moartea surorii mele. N-aș merge atât de departe, Delia. Acolo a fost mâna lui Iani.
Vlad trebuie să știe toate detaliile și trebuie să-i fac o vizită chiar acum. Delia, ți-am spus și îți repet, stai deoparte. Nu pot. E vorba de viața mea. Doamnelor și domnilor, nu mutați pe alt program. Radu Mariș are de transmis primar, un mesaj important pentru țară. Dacă voi ajunge primar, mă voi ocupa cu grijă de gospodărirea comunei noastre. Drumurile, grădinița și școala vor fi refăcute. Vom accesa cât de multe fonduri europene vom putea, astfel încât... Hai măi, Radu, hai, continuă! Ce prostie asta? Păi, dar ce, eu sunt eu un bobică? Nu, că deja ajung ca el! Uite-te, deja am fața, deja am... Nu e bine! Treci în partea alaltă, vino încoa lângă mine, că am nevoie de prezența voastră să vă simt aproape, fetelor! Acum este Radu Mariș! Doamnelor și domnilor! Eu, Radu Mariș, în cazul în care mă veți vota și bine ați face să mă votați, da? Eu vă voi construi o discotecă în sat. Da, vă construiesc o discotecă. De ce mă veți întreba? Păi foarte simplu. Toată lumea are nevoie de bunăciuni. Așa că o să vă dau multe bunăciuni din toată țara să vină la discoteca noastră. Discoteca Radu Mariș. Radu, să cântăm acolo. Haideți, domnule, vă rog eu frumos, dați-vă jos. Acum, serios, vorbim serios. Da, gata, mă dau jos. Ok, m-am dat jos. Aveți dreptate, am greșit. M-am dat jos. Fetelor, treceți aici, amândouă. Stați aici, fetelor, nu vă mișcați, vă rog frumos. Am nevoie de fundal frumos din partea voastră, da? Așa că, dragi alegători, în cazul în care mă veți vota pe mine, eu vă voi oferi un sex shop. De ce sex shop? E foarte simplu. Trebuie să creștem libidoul în satul nostru, pentru că avem nevoie de persoane tinere și bune, bune rău, dacă mă înțelegeți, da? În altă ordine de idei, mi-ar plăcea ca în acest sat să vă pot oferi un bazin de not. Doamne Dumnezeu, numai femeia are în cap mamă asta, ca de obicei, exact ca de obicei. Nu vreți să vedeți un poponeț? Cum se zice așa ceva la televizor, a nebunit ăsta? Cum le vedeți? Dar corpul, nu-l vedeți, că e maltratat de niște haine. Păi curtă-te în braț, doamne. Cum să stai îmbrăcat? Cine l-a legit? Vai de capul meu. Așa, dacă mă veți vota pe mine, vă voi oferi și un hotel. Altceva față de ce este la noi în țară, da. Pentru că la hotelul meu veți intra și plata se va face cu ora. Ne odihnim. Iar mai venim o oră. Nu, să nu înceapă. Nu zici pe asta. Stop! Delia, dacă te uiți la mine, nu te mai vreau nici tu, nașpetă! Are o problemă. Dută, rău! Domnul Mariș, vă rog eu frumos, pentru ultima dată, veniți aici pe scaun. Termin cu sloganul, vă mulțumesc mult, domnul prezentator! Radu Meserie pentru primărie! Radu Meserie pentru primărie! Continuați, fetelor! Eu l-a văzut toată țara. Ne-am făcut de râs, uite-te și tu. Am vrut doar să te salvez, Delia. Delia! Am vrut să te salvez. Eu nu sunt un criminal, Delia. În celula sa, Vlad își construiește planul de scăpare. Nu știe că la câțiva pași de el, cineva vrea să-i facă mari necazuri. Salut, Victor! Bună ziua, Vleduți! Salut, ce faci? Uite ce să fac. Am venit și eu într-o mică vacanță. Vacanță în pușcărie. Ce ai? Da. Ce cauți? De ce te-ai întors aici? Ca să te văd pe tine, dragul meu, Vlăduț. Ia-o, să te văd pe tine. Dar nu stai mult. Măcar atât. N-ai tot treabă că stau. Dar dacă tot sunt acum venit în vacanță, îmi fac timp pentru tine. Și îți rup oasele, Vlăduț. Glumești. Ce-am făcut? Tai. Ce-ai făcut? Păi da, ce-am făcut? Tai, că vii să... Tu mă întrebi pe mine ce-ai făcut? Păi da, că n-am făcut nimic. Ai trimis-o pe aia, acum o lună, la ședința organizației, înțeles? Ai divulgat secretele organizației. Asta ai făcut. Deci ești un trădător. Victor, n-am făcut eu așa ceva. Cum poți să... Pe cine am trimis? Unde am trimis? Ce ai? Nu știu, am fost aici. Vlăduți! Ai încercat să te joci cu mine. Și cine se joacă cu mine, pierde întotdeauna. Dar înțelegeți, n-am avut eu, am fost aici tot timpul. Cum să spun eu? Știu. Nu, te înșeli, n-am făcut eu așa ceva. Ureche, îl iei pe ăsta micul, îl duci undeva și știi ce-i de făcut, da? Victor, s-a întâmplat. Nimic, ăștia mici vor să-și joace o tablă, singuri. Da? Da, ce vă? Ma. Victor,
Crede-mă, nu am făcut eu așa ceva. Hai, ureche, ia coletul. Victor, a? Ai nevoie de mine. Eu încă sunt de ajutor. Păi de-aia o să rămâi în viață, Vlăduț. Dar a venit timpul să primești și tu o mică lecție. Am cazul înțeles? Să recurgem la să te doare și pe tine un pic. Un pic, Vlăduț, da? Putem să o rezolvăm șatul, Victor. Hai, ureche, ia coletul și dispar cu el. Victor! Te pup. Victor! Păi dacă tot sunt în vacanță, ia să mă relaxez și eu puțin. Multe bunăciuni din toată țara să vină la discoteca noastră, discoteca Radu Maris! Fiul Valeriei. Da. Deci Radu Maris își face campanie în chiloți și cu două pițipoance, râdă, cântă și dansează în ziua în care fratisul e înmormântat. Sau poate că Măduțu n-a murit. Bă! Vino-ncoa! Bă! Sătui de conserve, Iani și Tauru sunt hotărâți să dea marea lovitură. N-are alarmă. Bă! Bă! Vino-ncoa! Vino-ncoa! Vezi ceva și eu înăuntru? Ai? Vezi să spargi în geam. Cum să spargi, mă, geamul? Dă-te seama! Mă, animalule, cum să spargi geamul la mașina asta? Păi și ce vrei să stăm toată seara aici? Mă, animalule! Eu te dirijez și tu cânti, haide! Păi mă, stăm cu Anic, nu-i jumătate, lasă să-l spargi. You got to pray, just to make it. Vine, maicate, ale cariera! Ce-mi doare stomacul? Merge eu? Te doare stomacul? Să bei un ceai de mentă. Merge? Mamă, că nu vine nimeni, mă? Ia uite! Păi eu, ce mai stai? Vezi ce, bagă-te mașina, mai sărăcio! Păi ești nebun, eu la ce mai urc? Ca să zică lumea că e mașina noastră! Mamă, ești ce nebună? Face asta, păi? Așa, bravo, tăticu, zâmbește! Hai. Zâmbește! Așa, ac, ce m-am lovit! Mamă, iau după tine, uite ce... Ce avem noi aici? Mamă, Doamne, de să fie ceva acolo! Aoleu. Bă, mai culiți! Aoleu, de să văd! Uzi reali? Da! Hă? Zâmbește, Taure, că mi se-am ia picioarele. Doamne! Să mă arăt, mămica, dar nu mi s-a mai ia mâine și picioarele m-a luat cu căldui. Doamne, te-ai uitat și la noi. Te-ai uitat și la noi odată, bine! Eu o să servesc un mușchi de vita cu sos de piper verde! Tu ce servești? Ce-o fi? Paste carbonara. Ce sos de așa? Nu știu. Crezi că s-a blocat ușile? Ce sos de așa? Nu știu. Ia vezi. Ia vezi, pusești? Mamă. Bă! Oalei, mămicule, am rămas! Tai așa! Mă! Tai! Cal! Deci nu cred că e real asta! Nu, că trebuie să existe ceva să putem să ieși! Tai că să uite lumea la noi de afară! Lasă-mă ei eu la pușcări, mă! Da, o să ajung! Bă, mama mea! Mamă, Iani, cum ieșim bă noi de aici, bă? Bă, cum ieșim de aici? Pe trapă, pe horn. Băi, ești nebun, eu nu ies pe treabă. Crezi că ieșim noi pe aici? Dar de ce să nu ieșim? Eu mai ies, dar tu rămâi aici. Dacă nu ieșim pe treabă, ieșim pe partea aia, dar de mers la pușcărie. Vreau să-mi spui ce s-a întâmplat. Ok. Delia și Vlad au nevoie unul de celălalt, dar negocierile vor fi dure. Eu o să spun ție tot ce s-a întâmplat. O să-ți ofer informații pe care tu nu le ai și care pentru tine sunt vitale. Iar tu, în schimb, o să dai o declarație prin care spui că ești în regulă și îți retragi plângerea împotriva mea. Astfel că eu să poți să ieși de aici. Păi tu ești un criminal ordinar. Și tu o să mă ajut să ieși de aici. Păi cum să fac eu asta? Doar eu știu cine a vrut să-ți facă rău și, mai important, cine vrea în continuare să-ți facă. O să învăț eu să fiu o domnișoară și o să-mi găsesc un băiat mult mai bun decât Ștefan. Mai așa o să pot să-l uit. Mai așa, mămico? Ferită de ochii celorlalți, Ioana a adoptat o ținută de domnișoară și deprinde tainele mersului pe tocuri. Cât de frumoasă ești, Ioana. O
aproape frumoasă ca niciodată. Nu spune lucrurile astea. Tu ar trebui să fii acum cu Anta și să-i le spui ei. Dar sunt aici cu tine. Pentru că așa trebuie să fiu cu tine. Toată viața trebuie să fiu cu tine. Oricum, am întâlnit un băiat și... mă scoate în oraș. Un băiat? Da, am întâlnit un băiat. Unde ai întâlnit un băiat? Nu prea ești din casă. L-am cunoscut pe internet, să știi. Dar parcă nu știi să folosești internet. Ei bine, am învățat între timp. Ioana, nu trebuie să mă și uiți. Și nu te apropia de mine. Ioana, nu trebuie să mă uiți. Deci te rog. Noi doi trebuie să fim împreună. Iar ultima oară când ai mers pe tocuri, adu-ți aminte, am reușit să-ți fur un sărut. Mă, dar nesimțită mai e menajera asta. Nici patul nu l-a făcut. Las că-i arăt eu ei. Nu contează. Uite, vezi? Ioana, uite-te la mine. Știu că și tu mă iubești. E atât de evident? Evident e doar faptul că vreau să te sărut. Te iubesc, Ioana, te iubesc din tot sufletul meu. Și eu te iubesc, Ștefan. Și eu te iubesc. Mănesi! Ștefan, ce faceți voi aici? Poliția, să vină poliția! Poliția, să vină! Dai preșa! Anda, îmi pare rău, am încercat de mult să spun adevărul, dar pur și simplu n-am putut! Ești nenorocit! Tatăl tău a făcut foarte multe ilegalități. Voi pașii a noi! Doamne, unde vă duceți? Doamne, stai să-ți facă pașii a noi! Va trebui să nu fie stresată, să nu fie agitată. Să știi că eu te aștept în cameră, îmbrăcată în ceva sexy, ca să facem dragoste, da? Nu întârzi. Mariș, Radu, nu Bobică, nu Bobică, nu Bobică, m-ați înnebunit cu Bobică ăsta al vostru! O să primească-ți-o!